o din sau Coran este mai zelor, dar vedeți că Pământul este zel. Prin înmulțirea unei linii sau unei corane cu un număr și adunată la o altă linie sau corană, valoarea determinantului nu se schimbă, da? Da. Asta iar și clarificat, am văzut concret că nu se schimbă valoarea. Mai trebuie să mai adaug, prin inversarea a două linii sau corane între ele, dacă le schimbăm locurile, a două linii sau corane, se schimbă semnul determinantului. Adică semnul va fi, dacă îi dădea 2, acum va da minus 2. Deci, poți să notezi așa, prin inversarea a două linii, paranteză coloane, se schimbă semnul determinant. Se schimbă semnul determinant. Ce te rog? Să iei, să iei tu acasă un determinant de ordin 2, să-l faci. Și de ordin 3, pe cum știi tu, sarul strâng, și până să iei același determinant în care schimbi două linii sau două coloane între ele. Fă ca poziții. Să văd procesul. Să vezi dacă așa se întâmplă, dacă am spus eu prostii sau dacă este adevărat. Da. Și o să ne discutăm de ce e vorba. Deci prin schimbarea două linii sau două coloane între ele, se schimbă semnul. Dacă ți-o da 7, îți dă minus 7 după ce ai schimbat. Da. Da? Da, 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 da. Parcă și văd așa. Da? Deci asta așa. Și încă ceva, dacă într-un determinant există două linii, dacă există două linii, paranteze coloane. Două linii sau coloane, nu? Da, paranteze coloane. Deci ori două linii, ori două coloane, egale sau proporționale, două linii sau coloane, egale sau proporționale, valoarea determinantului este 0. Valoarea determinantului este 0. Tot așa, fă-ți dintr-un exemplu, determinant de ordin 2, să zicem, care ai două linii egale. Vezi vedea că... sau de ordin 3. Iarăși muncești și vei vedea dacă ai două linii egale sau una e o valoare și alaltă e înmulțită aceea de sus cu un număr, asta înseamnă proporționale. Da. Deci, atunci, valoarea determinantului este valoare 0. Din ce motiv? Dacă sunt egale, când îi scazi, una face 0 ori. Și dacă face numai 0 ori, valoarea e de 0. S-a dus. Dar altfel, dacă sunt proporționale, mulțit cu valoarea proporției, ai făcut-o pe aceea 0. Și iarăși este 0. Ăsta e motivul pentru care se întâmplă chestia asta. Da. În concluzie, tu ești un exemplu concret de ce înseamnă școala românească, da, cu acest mare coeficient de copii care sunt părăsiți încă de timpuriu. Nu neapărat că ei sunt, să spunem, predispuși pentru a nu face matematică, a nu înțelege matematică, ci pentru că sistemul este prost organizat. Nu-l întreabă. Cum să spun? Dezinteresul tău vine să pupă foarte mult cu dezinteresul profesorului. Da? Okay. Și cei doi, în dezinteresul ăsta, ce act didactic se mai întâmplă și ce șansă mai ai tu după aceea? Nu mai. Așa se întâmplă la nivel mondial, dacă vrei să spun. Vă spun că țările acestea care nu acordă suficientă din mare importanță învățământului, el se vor trezi pentru că ție limbele acum. Tehnica se duce foarte, foarte mult sus, e nevoie de oameni valoroși, iar noi nu ne mai putem așeza la masă cu cei care sunt acolo sus. Noi și generații curg unele după altele, din ce în ce mai modeste, fiindcă profesorii la rândul lor sunt modești. Înțelegi? Este da, cum să spun, un burger de zăpadă care se rostogolește. Nu au, politic, nu au, nu se spun lucruri pe nume și nu se vrea ca să se spună, stop, găsim o soluție. Trebuie să determinăm profesorul să fie frământat să facă calitate. Nu-i calitate la profesor, n-ai cum să fie la tine. Cum se poate? Păi se poate. Se poate. Eu am gândit așa ceva.
și da, mă rog să uit acolo la Prof Online, dacă te uiți pe prima pagină, am proiect de salarizare după performanță. Da. Da. Și am găsit o idee pe care am comunicat-o și este acolo pusă, din notare unitară. Cei doi care sunt acolo dezinteresați, elevi și profesori, deodată devin activi. Deodată îi se trezesc alergând, așa cum spui tu, eu n-am făcut, m-am dus la școală, mă trimiteam mama și tata. Mă trimiteau acolo, trebuia să stau și eu în bancă, mă rog, lucrurile nu mergeau, să mergi cu varianta cu meditatorul, s-a dus treaba până la așa, până la bacurat și nu l-am luat, că nu l-am luat, când nu eram pregătit. A trebuit să, după aceea să mă trezesc și eu din punct ca un boxer și să înțeleg ceva și mă apuc să muncesc și asta se întâmplă. Deci, este o mare problemă. Nu se poate rezolva decât printr-o decizie de asta în care doare. Dar trebuie să ne apucăm, dar acum ne păcălim. Ne păcălim. De ce corupția e dus la nivelul care e dus? La revedere, dragilor!